Reprezentanții grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină de Familie spun că pacienții au dreptul la informare, așa cum trebuie să decidă singuri în ceea ce privește imunizarea. Numai că această decizie, dacă vreți, a produs așa o bulversare în memoria și în conștiința, în special a părinților, în care s-a zis așa, băi frate, până acum a fost obligatoriu, nimeni nu m-a întrebat dacă vreau. De ce mă pun acum să semnez? Nu cumva sunt niște chestii dubioase și nu vor să-și asumă răspunderea. Cam așa a apărut acest curent antivaccinist, dacă vreți, pentru că așa s-a dezvoltat inițial. Gindrovel Dumitra a mai declarat că majoritatea părinților care decid să nu imunizeze copiii sunt din mediul urban. Citesc pe internet despre reacții adverse și se tem. Numai că adevăratul pericol vine de la bolile împotriva cărora copilul nu este vaccinat. Șansa ca să te lovească un trăznet este de 1 la 1000. Da? Te duci pe uh, câmp și te lovește un trăznet. Șansa ca să dezvolți o reacție adversă, severă la un vaccin este peste 1 la 1 milion. Adică, scuzați-mă, sub 1 la 1 milion. Foarte redusă, fără discuție. Sigur că frecvente în cazul vaccinului sunt acele reacții adverse locale minore. Adică copilul îți face febră, copilul îți doare piciorușul, este un pic agitat, nu mai suge când trebuie. Fenomene care se întâmplă, de exemplu, pentru 24, pentru 48 de ore după care dispar. În mediul rural, situația stă ceva mai bine pentru că oamenii au mai multă încredere în doctorul din comună și în recomandările acestuia. Vaccinarea reprezintă cea mai importantă metodă de prevenție, iar după descoperirea antibioticului, reprezintă cea mai importantă descoperire științifică a secolului trecut. A salvat și salvează în continuare milioane de vieți. M aproximativ 99% dintre populația de vârsta noastră este vaccinată. Fără niciun fel de probleme. Chiar dacă ar vrea să-și imunizeze copiii, părinții din Dolj nu pot face acest lucru. Vaccinul hexavalent nu se găsește nici în farmacii, nici în cabinetele medicilor. Acesta conferă protecție împotriva difteriei, tetanosului, poliomielitei, hepatitei B și infecției cu hemofilus tip B și este administrat la vârstele de 2, 4 și 11 luni. Vaccinul ar fi trebuit să ajungă în județul nostru la începutul lunii, dar reprezentanții de SP Dolj spun că, din păcate, nu-l vor primi mai devreme de 15 octombrie.